David, bine ai revenit în lotul Andra 21. Ce sentiment ai de fiecare dată când revii pe tricolori? Bună ziua! Sunt foarte, foarte mândru că am revenit printre tricolori. Cred că am făcut o treabă bună și dacă mister a decis să fiu aici, înseamnă că am lucrat foarte bine la echipa de club și sunt foarte, foarte fericit să mă aflu aici. Ai parte de un sezon reușit la echipa de club, locul 3 în clasament și ne învingi după 11 meciuri. Putem spune că te-ai integrat bine în sistemul defensiv al Oțelului? Da, mi-a fost puțin mai greu la început, pentru că sunt un fundaș lateral foarte ofensiv, dar acum am integrat foarte bine și mă simt bine. În ultimii ani ai evoluat și la nivelul de secunde, iar în sezonul trecut ai avut cifre bune chiar și pe partea ofensivă, după cum remarcai chiar tu. Care consider că ar fi principalele tale calități ca și fundaș lateral? Cred că viteza. Asta mă remarcă cel mai mult. Ești împrumutat de la FAR, acolo unde ai făcut și junioratul. Acolo ai început și fotbalul? Da, sunt împrumutat de la Farul, dar nu acolo am început fotbalul. Fotbalul l-am început la Vaslui, iar pe parcurs m-am dus la Academia Hagi. Cine te-a îndrumat către fotbal? Țin minte că era o zi de vară foarte, foarte călduroasă și mama mea m-a îndrumat către fotbal. Care a fost prima ta amintire sau care e prima ta amintire cu mingea de fotbal la picior? Prin curte mă jucam foarte, foarte mult cu mingea. Toată ziua eram cu mingea. Mereu, mereu, mereu mă jucam cu mingea. Ai început, deci, fotbalul la tine în localitate? Da, da, care da. Care a fost da. Primul club? Primul club a fost LPS Vaslui, apoi Comstar Vaslui, iar apoi Academia Hagi. Care a fost până acum cel mai frumos moment trăit pe terenul de fotbal? Cred că debutul la Liga 1 a fost cel mai frumos moment pentru mine. Care este jucătorul pe care îl admiri sau cu care crezi că te asemeni cel mai mult ca stil? Cred că Dani Alves. Acesta este și jucătorul. Da, 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 ofensiv și cred că el. Aminteam mai devreme de perioada petrecută ca junior la Faro. Ai avut ocazia să lucrezi și cu Gheorghe Hagi? Da, am lucrat, dar nu foarte, foarte mult timp și cât am lucrat a fost foarte bine. Care ar fi cel mai important sfat pe care l-ai primit de la acesta? Ce ai făcut ieri nu mai este valabil astăzi.